Metodele de diagnostic, după toate ghidurile, sunt foarte bine standardizate. Este vorba de, în afară de anamneză, de o radiografie cu care se debutează, apoi o investigație bronscopică cu lavaj și de multe ori cu biopsii, și aici area de biopsii posibile, realizabile, diferă în funcție de tipul de serviciu și de accesul la o aparatură performantă. Se poate merge până la o criobiopsie sau o biopsie transbronșică. Aceste lucruri sunt utile pentru diagnostic, la fel ca și lavajul bronhiolo-alveolar, care se face tot pe cale bronscopică. Se completează cu un tomograf computerizat. Tomograful computerizat în mâinile unui expert cu multă experiență în spate poate să fie adesea definitoriu pentru și detașant pentru un diagnostic de pneumopatie interstițială difuză. Ea se spune că poate să evite în aceste condiții o investigație de genul bronscopiei. Și la aceste lucruri se mai adaugă și investigațiile care încearcă să vadă care este reflexia acestei suferințe, pentru că această boală de multe ori ajunge la o insuficiență respiratorie asupra altor organe, începând cu cordul, care și el trebuie investigat, dar și cu investigații de genul gazometrie, ca să vadă dacă din punctul ăsta de vedere pacientul are deja o fază avansată cu o deficiență de oxigenare. Diagnosticul timpuriu în această boală este extrem de important. Este foarte dificil de identificat un pacient într-o fază timpurie, pentru că această gâfâială poate fi interpretată ca aparținând progresiei în vârstă. Dar este vital, pentru că în funcție de aceasta și reacția terapeutică poate să fie precoce. Și când spun reacție terapeutică, mă gândesc că noi surprindem adesea aceste forme de pneumopatie interstițială în stadiile în care boala este deja avansată, când a făcut o serie de tratamente și a avut o serie de etichete diagnostice false, cele mai multe capcane fiind fie un enfizem sau un as bronșic sau chiar alte tipuri de fibroze care sunt localizate și sunt reactive la diferiți agenți.